Oameni buni, el este Mihăiță, un jucător de Minecraft destul de bun, dar, în schimb, la construcții nu prea se pricepe, după cum vedeți. Are o casă înspre oribilă, dacă aș putea zice așa, și eu și domnul Puf o să renovăm această casă. Băi, Colpir, băi! Da, domnule Puf! Ce ai găsit în pod, măi băiatule, măi? Puțină pânză de paianjen aici, cam aiurea, cam mizerie cu casa asta. Un om din ăsta ce nu-și face curățenia, mai cunosc eu. Da, nu știu cine a făcut casa asta oribilă, dar se poate schimba acum, azi. Nu știu dacă e Gigel sau Mihăiță, dar am venit aici să... Ups, am uitat să schimbăm asta. Nu, n-ai văzut nimica. Am venit aici să renovăm această casă... frumoasă. Mă, din ce am văzut eu, nu știu dacă, de fapt depinde cum pui casa, dar parcă am vrut să zic că nu e simetrică, dar e simetrică. E bine. Nu contează. O să renovăm în această minunată serie casele voastre, mai buni, a voastre, ale abonaților. O să vedeți la sfârșitul episodului, o să vă explicăm ce trebuie să faceți, cum trebuie să faceți ca să vă renovăm casa, dar până atunci trebuie să facem această frumoasă, da, să... una minunată. O să încercăm să nu o demolăm, încercăm doar să îi schimbăm anumite chestii și revenim cu voi cu mici update-uri, mă gândesc. Update-uri, eu. Yes. Oameni buni, ne-am întors. Yes. Nu? Da? Da. Eu ne-am să... ocupat un picuț... Tu ești cu subtitrările, Colpir. Da, exact, mă scuzați. Ne-am ocupat un picuț de exteriorul casei, mai exact de partea de jos de pereți și de toate nebuniile alea și ca la toate casele pe care le construiesc și eu și Colpir în general, ne cam place să adăugăm un picuț de adâncime când vine vorba despre pereți. Și cea mai bună metodă de a adăuga adâncime este să muți pilonii de susținere cu un bloc mai în față de, cum îi zice? Perete, așa. Da, și pe lângă... Exact, și pe lângă asta, uitați-vă puțin cât adâncime adaugi dacă pui niște glass pane-uri în loc de glass normal. Exact. Sau chiar și cu un cobblestone wall, este o mică adâncime aici, vezi? Știi? Și mi se pare că arată de 1000 de ori mai bine. Că practic ai putea să faci și chestia asta așa, simplă. Și nu mai arată bine, că texturile aici sunt foarte conectate și... Nu arată bine. Deja tot îi adaugi un pic de adâncime la casă, numai prin faptul că ai pus un glass pane. Exact. Na, acum, pentru a adăuga adâncime caselor, ai două posibilități. Fie îți iei peretele ăsta de aici, să zicem așa, că ăsta e colțul unui perete, și fie faci așa, adaugi un pilon, ceva de genul ăsta, că atunci aici poți să spui detalii și pe partea cealaltă la fel. Fie sau faci așa. Adaugi doi piloni. Exact. Și poți să pui detalii aici. Exact. Poți să un pui cobblestone aici. Wall sau... Exact. Dar eu recomand asta cu cei doi piloni la o casă mai mare. De exemplu, asta e mică, nu cred că ar avea rost, că ai face-o prea bulky, să zicem. Ceva de genul ăla. Și cel mai bine, acum noi am mers pe stilul casei cum a fost construit înainte și am lăsat baza, fundația, să zicem așa, de... cobblestone, am mai adăugat și niște din astea, niște... Am schimbat niște... lemnul. Exact, am schimbat lemnul, am schimbat păreții. L-am retușat puțin. Da, aici jos, între partea asta de pilon și perete, ar fi frumos să adăugați ceva pe marginea aia, să nu lăsați grass sau iarbă sau pământ care arată... E un fel de alee, practic, da. Exact. Da. Și, bineînțeles, la geamuri, niște floricele, pentru că natura tot timpul este binevenită. Vine vorba de o căsuță din asta așa medievală-ish. Exact. Și când avem un perete gol și nu știm ce să facem cu el, pur și simplu chiar nu avem ce să punem la el. Că uitați, aici, de exemplu, ar trebui să punem ceva de genul ăsta. Și n-arată bine. Așa că mai bine folosim niște... frunze. Deci frunzele ajută foarte tare, oameni buni. Vă rog, puneți-le peste tot. Chestia interesantă e că poți să faci un lucru de genul ăsta. Da, poți să și luminezi și sub frunze vă recomand să puneți și un coarse dirt sau chiar dirt, că mi se pare că nu crește.
Dacă îi poți sub. De fapt, nu știu. Nu se știe, dar e important să-i puneți Coarse Dirt, că e foarte fain. Coarse Dirt, Podzol. Da, 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 arată super. Și la ăsta, că mulți oameni, probabil la Ghiveci, nu? Ghiveci. Așa, ca în Moldova. Mulți oameni nu pun grass, pun doar floricele, știi? Gen, fac așa. Și nu arată bine. Cel mai bine e să mai pui un fărn, un grass, știi? Să fie așa cât mai diversificat. Și dacă puneți, floricele, încercați să le diversificați, să puneți... Exact. Nu de aceeași culoare sau asta. Că? Bun. Păi, nenea puf, hai să trecem la partea următoare. Adică... Exact. Deja l-am început puțin, dar mai avem de muncă la el. Adevărat? Iisus, tu ești. Da, eu sunt. Aoleu, ce voce suavă. Nu? Nu? Păi, am crezut că facem ceva, o dramă, dar mă rog. Dramă. Doamnelor și domnilor. Așa, bun, bun. Am terminat cu preșul. Și câteva mici detalii la partea de sus. Ideea în felul următor. Dacă ați vrea să mai încărcați gen chestiile astea, se poate. Se pot face chestii de genul, spre exemplu. Sau colpiri pe partea cealaltă, au pus niște ce-am pus? Ah, da, da, da. Tufișuri. Uite aici, gen niște tufișuri care au crescut ca și niște liane sau ceva de genul ăla. Da, și au continuat jos, vedeți? Nu știu, mi se pare ca lumea, când este locul potrivit, poți să pui și chestia asta, te ajută foarte mult. Normal. Da, acoperișul e unul simplu, plan, nu are nicio schemă foarte extraordinară la el. Am făcut o chestie de genul ăsta în partea asta ca să îi mai dea o tentă de chestie. Să nu fie prea simplu, să nu fie prea simplu acoperișul și așa că nu este medieval, este, adică știți voi, medievalul e ăla când urci mai sus și toate alea. Ăsta e simplu, pur și simplu. Suburban da. House. Suburban House. Adică o chiar. Casă sub urban. Așa. Pe partea asta, în mod normal, am vrut să facem undeva, ori în partea asta, ori în partea asta, un șemineu, ceva în genul respectiv, dar n-am făcut șemineu și atunci nu am mai... Da, și acum dacă stau să mă gândesc, făceai șemineul ăla, dar nu știu cât de bine ieșea înăuntru, dar mă rog. Schema e în felul următor. Puteți oricând să faceți gen să fie simetrică, să faceți o chestie cum e și asta. Sau asta, de exemplu, se poate muta încă una, două blocuri mai încoace și dincolo pe partea altă să-l faceți cu două blocuri mai la stânga. Și aici să faceți cu două blocuri mai la dreapta și atunci, ca să, de exemplu, dacă te uiți de sus, să nu fie ca și un fel de plus, să nu fie simetrică. Asta adus un pic mai încoace și să mai faceți încă una un picuț mai încolo. Da, să nu fi, uitați puțin, de exemplu, dacă ar fi fost aici, că noi inițial am construit-o așa și dacă te uiți de la distanță, nu arată bine la așa. Da, la chiar așa de înaltă. Și tot de timpul... asta am coborât-o și puțin mai jos și arată mult mai bine așa, la mijlocul acoperișului, practic. Tot timpul adaosurile sau dacă adăugați ceva la un acoperiș, trebuie să fie un picuț mai jos decât acoperișul normal, să fie mai mic. Că... dacă e la același nivel... Exact. Acum, hai să trecem și la interior, nenea puf. Da, acum că avem o căsuță din asta mică, o să trecem un picuț la interior. Eu o să mă ocup de ce avem prinăuntru și colpir o să se ocupe... Eu mai fac un copăcel, mai mă distrez, mai vin și eu prinăuntru, mai pun ceva... Mai un drumuleț, mai o chestie... Așa, puțin. Bun. Hai la treabă. Ce faci, măi, puf? Știi că tot timpul mi-au plăcut acești butoni de aur? Mi se par foarte valoroși. Te uitai cumva la șlițul meu? Și la papuci, ok, bine. Oameni buni, am terminat această căsuță. Frumoasă, zic eu. Fantasma orgasmică. Așa ceva. Deci ne-am întrecut pe noi. Da, am stat peste 5 ore. Nu suntem cei constructori ever care au existat în Minecraft, dar eu zic că avem idei bunicele. Yes, sunt de acord cu tine. Colpiri s-a ocupat aici de... a făcut un micuț copăcel. Nu e cel mai extraordinar, nu mă criticați prea tare, vă rog eu. O oază micuță de apă aici, dar e ok. Și mici detalii pe aici, pe acolo, niște pietricele, niște bolovane care se împiedici și cu care să arunci după câini. Uite, aici puteam să facem o schemă faină, dar am văzut-o prea târziu. So, da. Așa. Trecând mai departe, hai să intrăm înăuntru. Interior, hai,
Intră. Intră, domnule Conte. Oh my god. Mamă. Așa da, frate. Se simte ca o casă adevărată. Ia zi, Gigele, cum te simți că ți-am renovat casa, a? Sau Mihăiță, Mihăiță? Sau Mihăiță. Unde Gigel, ești? Mihăiță. Mihăiță, Gigel. Arată bine, uitați puțin detalii aici, frumos, un topor să lucrez la crafting table. Exact, nu că noi tăiem lemne în casă. Taci. Eu de-aia de tai carne, mă rog. Da, corect. Acum, știți care e faza? Nu poți să adaugi extraordinar de multe chestii încă pe interior, că suntem pe 1.13, dar pe 1.14, spre exemplu, poți să mai adaugi, de exemplu, aici un smoker, dincoace o chestie, oh, da, dincoace da, altă da. Chestie. Care plus butoaie și chestii. Da, butoaie, iarăși, exact. Adică ai putea, gen, să faci, cum e marginea asta, să-ți faci o podea așa pe margine din butoaie și pam, 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 numai să le deschizi. Și da, sunt atâtea chestii de făcut. Puteam să mai lucrăm puțin și la tavan, dar ideea e că e și o casă destul de micuță și, na, când o să ne trimiteți voi case, probabil, dacă o să avem mai mult loc acolo, o să facem mai multe chestii. Aici e dormitorul. De ce n-ai făcut două paturi? Pentru că m-am gândit că e o singură persoană. Dar dacă e doar pată, Mihăiță, doar Gigel, ok, am înțeles. E doar Mihăiță, Gigel. Dar putem oricând să spargem chestia asta și să mai punem un pat. Sau putem să facem cumva și să punem un pat aici la geamul ăsta la alt. Dublu de la așa. Posibilitățile sunt Nelimitate. Numai mie mi se pare că asta arată avioză. Arată avioză. Păcat că nu luminează. Da, chiar arată avioză. Știi cum erau lămpile alea gen... Gata. Știu. Fix așa. Tă, să făcea ca o macaronă. Așa vreau să cred că este. Așa este. Pune o piesă. Da, asta e. CD? Nu. Nu se scrie. Disc. Stai că pun una perfectă pentru situația asta. E bună asta? Well, nu cred că e bună. Care fugi, mă? Asta cred că cea mai faină piesă, uite asta. Ok. Asta e clasica. Epicness at its finest. Vă zic că eu nu le știu. Ăla e Cat, cumva? E Cat, da, Cat. Acum, oameni buni. Da. Iui, am plecat. Mă duc jos, hai, că aici mă simt în siguranță. Gata. Oameni buni. Acum, ce puteți voi face ca să vă... Stați așa cum mă mănâncă mâna. Ce trebuie să faceți voi ca să vă... Zic cuvântul. Restaurizăm. Renovăm. Să vă reconstruim casele. Trebuie să faceți pur și simplu o casă pe o hartă sau dacă aveți deja o casă făcută pe o hartă, cum e, noi am făcut o hartă random și am tras o casă urâtă. Dacă vreți, puteți să o faceți pe super flat, exact. Cum doriți voi. Poate, sau pe super flat, sau pe o hartă simplă, normală, nu contează. Sau poate v-ați decis să vă deschideți, să începeți o lume nouă de survival și vreți să vă jucați acolo, vă alegeți o zonă unde să vă construiți prima casă, vă faceți casa, ne trimiteți harta. Trebuie să intrați la Colpiri pe Discord, pentru că eu nu am un canal de Discord. Și așa. Trebuie să intrați la el pe Discord, o să aveți Discord în descriere și o să aveți acolo o secțiune specială de chat, unde să ne lăsați link-urile de la hărțile voastre. Și secțiunea să se numească Renovări KŞP. Renovări KŞP. Și lăsați acolo linkul de la Mediafire sau unde încărcați voi videoclipul. Exact. Harta. Acum, chestia e în felul următor. Ce v-am rugat noi frumos? Să vă faceți un fișier text, gen nu contează, fie că e în Word, fie că e în orice altceva, că e în Notepad. În Notepad ar fi jujuc. Unde să vă scrieți numele, vârsta. Doar dacă vreți. Adică doar dacă vreți, da. Dacă nu vreți, nu e neapărat. Adică exact, puteți să ziceți ce voiați să faceți cu casa sau chestii de astea. Sau ce vreți să ne spuneți nouă, dacă aveți ceva de spus. Exact. Și puteți să lăsați în fișierul ăla și, de exemplu, dacă aveți un canal de YouTube sau, eu știu, Instagram sau ce vreți voi, unde vreți să faceți follower și chestii de genul ăsta, ca să vă ajutăm un picuț. Cât de cât acolo. Chestie cu o trestie. Dacă vrea cineva să se abonează la voi sau să vă dea follow, dacă nu, ghinion, noi am încercat. Acum, cred că știți cu toții de unde să luați harta, fie în app data roaming, fie unde v-ați pus voi folder de Minecraft, în saves, mergeți acolo frumușel, o să găsiți folderul cu harta voastră, o arhivați și ne-o trimiteți nouă. O uploadați undeva și ne-o trimiteți nouă. Exact. Pe
Discord-ul lui Colpir. Fie că e o hartă făcută în survival, că ați început voi o căsuță nouă și că vreți să începeți o lume nouă de survival și vreți să vă facem noi, să vă recondiționăm noi casa, să vă renovăm. Fie că e o hartă mai veche, fie că ați făcut ceva pe o lume de flat, fie că ați făcut ceva pe creative și vreți ca noi să renovăm, nu are importanță. Exact. Ideea să fie cât mai urâtă. Să fie cât mai urâtă ca să putem să o facem noi mai frumoasă. Nu? Colpir, ce? Eu sunt Colpir, da. Eu sunt cu web-ul, știi, și arăt cu deci. Ah, ok. Dragii mei, astea fiind spuse, Discord-ul lui Colpir, secțiunea renovări cu câșp, dacă vreți să vă lăsați un fișier text cu nume, ce vreți să faceți cu harta sau cum ați vrea să fie construcția și canale de YouTube, Twitter, etc, etc, Instagram, Facebook. Și da, ne vedem în episodul 2, care o să fie cu căsuță de a unuia dintre voi. Și o să fie superbă, făcută de noi doi, niște campioni. Da. Acum nu vă așteptați ca dintr-o căsuță să facem un castel, nu. O să o modificăm puțin. Să arate să fie decentă, de mărime, decentă, știi? E ok. Hai, pa! Toate cele bune! Pa! Ciao, Lesu!